acuie afrodiziacă. Nu! Are două elemente determinante. Silicon pentru doamne și Viagra pentru domn. Vezi din care ești. Băi, nu te-ai mers de nici. Băi, Micaiul, stai lângă, pe scântele, fără ceva. Doma, cu ce șef ține mintea sănătoasă? Cetățene, îți, orică minte, dacă vreți să vă mutați în partea aia, pentru că aici o să vină... E, de încătări sunt acolo. Festivitate prilejuită de întoarcerea unuia din fiii rătăcitorii ieșitei ai casei de cultură a sindicatelor în acest locaj de cultură. Este vorba despre Mihai Teioan, o persoană, un nume bine cunoscut tuturor reșiteilor și îndrăgit de aceștia. Astăzi Mihai a venit în jurul nostru pentru a-și lansa una din cărțile pe care le-a scris, a scris multe altele. Cea mai recentă este efectul al unui periplu larg pe care l-a făcut prin diverse zone ale țării și chiar prin Europa, am înțeles. De acolo ai căpătat experiența de bucătar. Dar în ultimul moment s-a restrâns în zona asta a Banatului, a bucătărit mai mult în această zonă, a scris toate experiențele pe care le are despre bucătăria din această zonă și acum vine să vândă, până la urmă, această carte, nu? Absolut, absolut. Să vândă această carte tuturor celor care se arată interesat de bucătăria din această zonă. Cartea este gratuită, dar autograful costă 20 de lei. Deci putem să o luăm fără autograf. Ama, eu la bucătărie... Deci, înainte de toate, la mulți ani, cartea nu am văzut-o, dar mi se sofisticit. Nu ești singur. Știu ce poezie scrie Mihai. Emisiunile le-am văzut aproape toate, nu pentru că mi le-am propus. Nu mi-am propus asta, însă m-au captivat. Dacă cumva am dat întâmplător peste, după ce am fugit repede la bucătărie, am scris tot și m-am uitat. Însă vreau să vă spun pe scurt o poveste. Mihai a avut la capătul blocului în care am locuit eu o langoșerie. A mers la langoșeria și Mihai a fost mulțumit, luminos. După aceea langoșeria n-a mai mers, dar Mihai a fost mulțumit, luminos. A plecat în lume pentru că nu mergea nimic. Și a fost fericit, în păcat. A venit din lume pentru că nici acolo n-a mers strălucit. Dar a fost mulțumit, împăcat, luminos. Mesteca într-un cazan mare și vindea mâncare și a trecut cineva și l-a jignit într-un mod în care vreau să spun că mi s-a făcut rău. Și persoana trecea odată, știu că mi-a fi scos cartea. Vreau să vă spun că acest om, oricât n-a avut, orice nu i-a mers, oricât de puține au fost cele bune, el n-a cărcotit. Vă rog să mă credeți că acest este motivul pentru care Mihai Teioan a reușit. Pentru că Dumnezeu îi plac astfel de oameni. Sigur, păstrând proporțiile, vă spun că Sfântul Iov a pierdut totul. Așa l-a încercat Dumnezeu. Dar Mihai, dragul de el, și când a avut puțin, câteodată a pierdut și puținul acela. Ce o să vă spun eu? Cred că din ce am ascultat pe ei până în acest moment și în afară de Mihai, sunt singurul care mi-a băgat nasul și în carte. Și am citit puțin despre ce se întâmplă acolo. Despre eu am citit înaintea ta. Așa. Tu nu vorbești, tu ta. Tu ești acolo, eu vorbesc acum. Ce vreau să vă spun? Este un mod extraordinar de a împleti o rețetă, care în final poate să fie ceva banal. Nu vorbesc de talentul bucătarului. Cu cuvintele frumos așezate, cuvinte foarte simple, cu întâmplări deosebite, întâmplări prin care am trecut foarte mulți dintre noi,
întâmplări din copilărie, din adolescență, din mai încoace și foarte mult din încolo. Dar totul, la un loc, se geamănă extraordinar de bine. Este un fel de lucrătură perfectă, aș putea spune. Cartea se citește foarte ușor. La început am zis, mă uit ca să văd despre ce este vorba, câteva cuvinte. Să văd ideile pe care am mers și ideea principală care merge de sus și până jos în cartea asta. Dar în final m-am trezit că mai am puțin și termin de citit tot ce ai pus acolo în cuvintele alea și ideile alea extraordinare. Așa că este o lectură, copii? A fost prea puțin. Nu, a fost destul. A fost bine. Dar și nu a fost sare. A fost și destulă sare și piper acolo unde trebuie. Nu peste tot. Doar acolo unde trebuie. Așa că vă spun că în momentul în care o să puneți mâna pe carte, nu o să o lăsați. Și poate fi citită și între, eu știu, două lucruri pe care le faceți să aveți un pic de timp liber, și când vreți să vă relaxați, și când vreți să aflați ceva nou. Fiindcă, într-adevăr, veți găsi acolo niște rețete extraordinare. A plecat din Banat, a plecat cu ce mânca și ce îi se pregătea. Vreau să vă spun că partea întâia cărții, și de fapt cartea în general, se învârte în jurul bunicului. Prietenilor reale sunt continuarea ceea ce se întâmplă acolo. Unele simple și sunt totuși extraordinar de complicate. De ce? Fiindcă sunt multe lucruri pe care eu care sărim. De ce? Fiindcă vedem, cred că mulți dintre voi când au văzut rozul ăla pe farfurie, a spus, oa, file de somon. Nu, e economit. E o sănătate și să vedem la următoarea. Să-mi recuperez căputul. Poftim. Căputul, țoale astea sunt frumoză. Sunt făcute de niște preceni de-ai mei pernicați. Face niște lucruri extraordinare. Noroc a venit fără bărbat ca să poți să tu. Vezi că și eu pe aici. Eu nu mă duc cu bărbatul. Fiu scurt și concis. Mai mult de jumătate ori nu vreau. La 500 de metri de Casa de Cultură, de locul ăsta fermecat, de care mă leagă tinerețea și toate lucrurile frumoase din viața mea, era un restaurant numit Dunărea. Vă aduceți aminte? Da. Peste drum de Dunărea era faimoasa curte de la IRTA, întreprinderea regională de transport auto. Și acolo, lipit de IRTA, era un Graval House, o curte imensă cu niște barăți și case de lemn în care locuiau 40 de persoane. Doar 4 sau 5 familii erau de români, restul erau unguri, nemți, sârbi. Acolo m-am născut, acolo am trăit până în clasa 7-a. Am făcut școala peste drumul de Casa de Cultură aici, la Generală 3. La 5 ani am intrat prima dată conștient în Casa de Cultură la clubul de gimnastică, era clubul sportiv aici la subsol și am făcut gimnastică. Din păcate, după un an, au găsit doctorii că nu corespund din punct de vedere fizic și umblând eu prin Casa de Cultură am dat la ultimul etaj de bibliotecă. Și aproape că m-au înfiat doamnele de acolo și am început să citesc, am început să învăț, am început să prind gustul de literatură, de scris, de... acuia expresia, cuvântul care zidește. Pentru că asta, într-adevăr, cuvântul zidește. Și am mai avut ultima aventură, eram în clasa 7-a, când deja mă mutasem de aici. Am găsit sala de balet pe Afilon și am început să fac aici, am făcut școala populară de artă. Am tantui, 2010. Așa. Și mei despărțiți, pe mine m-au crescut niște mănuși, mătuși. Cum mănuși? După ce am terminat clasa 8-a, nu m-am dus mai departe, pe la școală. Am dus ireluge din Reșița și domnul Marcu Zaigata pregătesc cenaclul de ziaristică de la Plav, filozoful Observa de la Oravița. Doamne, nu ne da rău, că nici noi n-am făcut bine la nimeni. Hai, poftă mare și veniți la cărți! Câte aventuri am făcut cu el? Da? Ah.
Mihai Teioan este, cred eu, tata oancea al mileniului 3. Din motivul că Mihai Teioan nu s-a uitat niciodată nici ce nu poate, nici ce nu are, nici cât nu are, a lucrat indiferent. Sunt mulți instructori de să o numim viață bună. Și eu cred că ei nu au un exemplu cum este Mihai Teioan. Pentru că Mihai Teioan n-a depins niciodată de exterior. Pe el nu l-a interesat absolut cât de greu este, cât de greu este lui. El a căutat să fie fericit pentru semenii lui. Am spus și atunci când l-am prezentat că am participat de multe ori fără să vreau la câteva lecții pe care Mihai Teioan ni le-a dat. Vânzând odată mâncare preparată de el la un eveniment, a trecut cineva care îl jignea asidu tremurând, iar Mihai Teioan în cealaltă mână ținea farfuria cu care îl îmbia, ca și că nu i-ar fi zis nimic. Spunea: servește, dragule, e bună, încearcă. Omul se enerva, continua să-l jignească. Mihai Teioan spunea cu și mai mare drag: servește, dragule, foarte bună, gustă, ai să vezi. Cred că aceasta este lecția de bun simț, pentru că Mihai Teioan n-a considerat niciodată cât de puțin a avut și s-a luat, că el este nedreptățit de soartă, de Dumnezeu, de oameni. A dat tot ce a avut mai bun și de aceea a reușit. O bag în geantă la mine. M-am întors după 4 ani de absență în urbea mea natală. Aici am trăit 53 de ani, cei mai frumoși 53 de ani din cei 57 pe care am. Să-mi lansez cartea, să mă întâlnesc cu prietenii. Am vrut să văd dacă mai mă țin minte femeile frumoase și s-a confirmat că da, mă țin minte, nu m-au uitat. Ce să spun, lansarea a fost extraordinar de frumoasă, m-am întâlnit cu lume, cu prieteni, am rememorat întâmplări din tinerețe și, ce să spun, Reșița e casa mea și rămâne așa. Oriunde aș fi în lumea asta, mă întorc cu nostalgie și îmi regăsesc sufletul și tonusul pe malul Bârzavei.